Printr-un inedit parteneriat, Departamentul Sport al postului de televiziune Mușcel TV a transmis în serial informații și imagini de la evoluția singurului echipaj românesc de la Africa Eco Race, competiție de interes și de anvergură mondială care a înlocuit celebrul raliu Paris-Dakar. A fost cea de-a 12-a ediție a noului format, iar în acest an startul s-a dat la Monte Carlo, probele speciale fiind derulate pe 4.000 de kilometri din cei circa 6.500, cât a măsurat întreaga lungime a traseului care a străbătut în Africa, Marocul, Mauritania și Senegal. La bordul unui Polaris Turbo S, echipa noastră, formată din pilotul Claudiu Barbu și copilotul Marius Lupu, a avut un start foarte bun, ajungând la un moment dat pe locul 18 în clasamentul Open Auto și pe locul 5 în clasamentul general, însă problemele tehnice și penalizările din ultimele 4 zile au însemnat o pierdere importantă în ceea ce privește ierarhia finală. Dacă, privite la televizor, imaginile surprinse de-a lungul celor 12 zile ale raliului sunt spectaculoase și incită chiar spiritul de aventură, acolo, printre dune de nisip, realitatea înseamnă un sever test de anduranță și pentru oameni și pentru mașină, riscuri uriașe și permanente și chiar un adevărat joc al hazardului într-un mediu ostil extrem, și asta inclusiv noaptea și în momentele de pauză. Inevitabil, de incidente au avut parte și băieții noștri. De pildă, în etapa a treia, un val de nisip luat direct prin priza radiatorului le-a creat mari probleme tehnice, rezolvate însă după o noapte petrecută în plin deșert printr-o improvizație ad hoc care le-a permis să ajungă la finish, dar și să reușească totodată să recupereze astfel două poziții în clasamentul general. Altădată, o furtună de nisip i-a creat probleme de sănătate unui membru al echipajului, dar au fost și alte momente de cumpănă care au pus sub semnul îndoielii chiar continuarea raliului. De fapt, aceasta a fost performanța principală a echipajului nostru, asta în condițiile în care piloți și mașini cu pretenții mult mai mari au abandonat competiția. E drept că la început targetul băieților noștri a fost să ajungă la finishul de la Dakar printre primii din grupa lor, un obiectiv îndrăzneț, dar nu lipsit de temei, căci pilotul Claudiu Barbu a atins linia de sosire și în precedentele două ediții, atunci fiind fără navigator și fără echipă tehnică. Este însă o nouă experiență pentru tot grupul și anul viitor, și cu doza de noroc indispensabilă, se poate bifa și poziția ratată acum. Până atunci însă, Polarisul cu drapel românesc va participa și la alte raliuri externe, cel mai important fiind campionatul mondial de Cross Countries Bahas, care se va derula pe două continente și unde anul trecut același Barbu s-a clasat pe locul al treilea. Cu speranța că se va continua parteneriatul cu Mușcel TV, nu putem încheia altfel decât cu amintirea automobilelor și a piloților de la Aro care cândva duceau faima Câmpul Lungului și a României, inclusiv prin deșerturile și mlaștinile din Africa. Dar asta e o poveste tristă acum, din categoria a fost odată.